Roșii. Haideți să vedem prognoza și o să pornim cu prognoza pentru perioada următoare în România, văzând și o animație termică cu Europa. O să avem aici animația termică. Ce se întâmplă săptămâna viitoare, de pildă? Păi ajungem în aceeași paletă de, în aceeași paletă de culori, iar nuanțele de roșu mergând până la acest negru, da? Da. Din extremitatea de sud a continentului, din partea de nord a Africii. Poate că nu se distinge foarte bine conturul geografic al țărilor. În extremitatea de sud a hărții este partea de nord a Africii. Și subliniez acest lucru pentru că, vedeți, sunt secvențe în care aceleași nuanțe de culoare care sunt prezente în nordul Africii sunt prezente și deasupra Spaniei. Ceea ce vedeți, înseamnă că sunt temperaturi aproape identice sau cum? Da, înseamnă că este aceeași masă de aer. Bineînțeles, temperatura care se înregistrează este dată și de condițiile locale. Dar potențialul masei de aer este unul pentru a se înregistra temperaturi extreme. Și în partea de vest a Europei, în aceste zile în aceste zile se confruntă cu un alt val de caniculă foarte intens. Val de caniculă care vine pe fondul a ceea ce s-a întâmplat până acum, respectiv cu o lună iulie foarte călduroasă, în topul celor mai călduroase luni iulie pentru foarte multe țări din Europa, ceea ce înseamnă că, întorcându-ne la, sau făcând o legătură cu harta pe care o vedeam mai devreme și anume acea cu riscul la incendii de vegetație, bineînțeles că în momentul de față situația preexistentă joacă un rol semnificativ și când vorbim despre riscul de incendii, de vegetație și atunci când vorbim despre afectarea culturilor sau despre intensitatea secetei. Să vorbim despre prognoză pe România, pe perioada următoare o să avem și hărțile. De săptămâna viitoare, cum o să fie? Mai calm, mai răcoare? Ceea ce vedeam mai devreme ne arăta că aerul acela foarte cald cu reprezentat în nuanțele de roșu mergând până la maro închis, grena închis, se deplasa dinspre vestul, sud-vestul Europei, către zona centrală și central-sudică a Europei și ulterior ajungea să afecteze și partea de sud-est a teritoriului european. Deci, implicit și zona țării noastre. Prin urmare, săptămâna viitoare va fi o săptămână cu o temperatură medie, harta de lângă dumneavoastră, adică acolo, mai ridicată decât în mod normal pentru săptămâna 15-22. În unele zone chiar cu 2 grade. În unele zone chiar cu 3 grade. În vestul țării. Ceea ce înseamnă că în mod concret, începând de miercuri și în intensificare joi și vineri, valul de căldură din zona de vest și sud a Europei se va deplasa și va influența și țara noastră prin înregistrarea unor temperaturi la mijlocul zilei de 36-37, ajungând chiar până la 38 de grade. Dar în harta din dreapta văd ceva speranțe de mai bine. Speranțele de mai bine ar trebui corelate, pentru că vedem o posibilă cantitate excedentară de precipitații. Și dacă este să corelăm faptul că avem o persistență a unei mase de aer cald și că ulterior va pătrunde o masă de aer mai rece. Înseamnă că furtuni. Exact. Înseamnă că acesta este semnalul averselor torențiale. Averse torențiale care se pot întâmpla și în următoarele zile, apropo de această mini-vacanță pe care, care începe de mâine. A început deja. Așa. Știu, pe pielea mea. E greu să aduci invitați la emisiune, da, vă rog. Și care se va foarte probabil să se repete la o intensitate și la o extindere mai mare la sfârșitul săptămânii viitoare. Se conturează semnalul că
influența valului de căldură își va face resimțită prezența treptat, începând de marți-miercuri, cu o amplitudine maximă, cu un maxim al temperaturilor joi și vineri. După care furtuni. După care să intre o masă de aer mai rece, okay, să rămână masa de aer cald în zona de sud, dar mai ales sâmbătă-duminică, instabilitate atmosferică puternică. Bun. Și pe aer să trecem mai repede și peste intervalul următor, 22 august... 29 septembrie. Aceleași nuanțe de... aceleași tonuri de roșu. Puțin mai deschise la puțin, moment, da? Puțin mai atenuate, dar aș vrea să punctăm următorul lucru. Vorbim despre abaterea temperaturii față de media temperaturii din săptămâna respectivă. Cu cât ne îndepărtăm mergem spre începutul lunii septembrie, bineînțeles că mediile, temperaturile scad. Este semnalul că vor rămâne totuși sau vor predomina totuși perioadele cu vreme mai caldă. Da. La intensități variabile de la o regiune la alta, la extindere sau intensitate variabilă de la o zi la alta, dar per total și putem să plecăm de la sau să ajungem la aceste hărți și să ni le amintim pe primele, faptul că ne ducem până în 12 septembrie cu temperaturi în medie mai ridicate și cu în general deficit de precipitații normale, okay, sau pe alocuri ușor și excedentare. Spre 12 septembrie încolo văd totuși că ar putea să mai și plouă. Este adevărat, dar faptul că rămânem pe un fond termic mai cald înseamnă sau ne duce cu gândul la același lucru, la faptul că până nu este înlocuită această masă de aer cald de o masă de aer mai rece și să ajungă să se amestece, astfel încât semnalul pentru temperaturi să fie unul normal, okay, ne așteptăm ca aceste ploi sau parte din aceste ploi să aibă o intensitate ridicată în intervale scurte de timp. Dar să nu ajute solul foarte mult, pentru că exact, se scurg repede, se exact evaporă apa dacă temperatura e foarte mare. Exact. Dacă ele sunt urmate de zile cu temperaturi din nou în medie mai ridicate sau mai este un aspect foarte important pentru culturile care să zicem că au fost irigate, aceste furtuni, aceste averse torențiale, mai ales la după o perioadă foarte caldă, cu siguranță sunt însoțite de vijelii, de intensificări, da, puternice ale vântului și de căderi de grindină. Și asta înseamnă distrugerea. Și asta înseamnă iarăși pagube în agricultură, acolo, repet, unde zonele sunt protejate. Cam asta ne așteaptă până pe 12 septembrie. Îi mulțumesc foarte mult, doamnei Gabriela Bănci.